Acest program vă este oferit de Sanador. Diagnosticul de cancer hepatic primar cade ca un trăsnet asupra oricărui pacient. Deși lupta cu această maladie nu este deloc una ușoară, doctorul Irinel Popescu îți aduce vești bune și speranță. În materie de cancer hepatic s-au făcut foarte mari progrese în ultimul timp și aș vrea să mă refer la câteva dintre ele. În primul rând că, depistat precoce, el poate fi distrus cu radiofrecvență, uneori nu e nevoie deloc de intervenție chirurgicală, distrucția se face percutanat în laboratorul de radiologie intervențională. În al doilea rând, în momentul în care a depășit dimensiunile până la care poate fi distrus, el poate beneficia de rezecție chirurgicală. Aici aș spune la modul general că rezecția a făcut mari progrese în cazul cancerilor hepatice, de la rezecțiile oarecum limitate de altă dată, s-a ajuns la rezecții extinse, chiar foarte extinse, mai ales de când a fost introdusă chirurgia hepatică în doi timpi. Într-o primă etapă se ligaturează vena portă și eventual se și secționează ficatul. Asta induce un proces de atrofie în porțiunea de ficat afectată de tumoare și un proces de hipertrofie în porțiunea de ficat care va rămâne. Și ceea ce altădată nu era posibil, acum este posibil. În majoritatea cazurilor, simptomele apar doar în stadii avansate. Vizita la medic după apariția primelor simptome este importantă pentru stabilirea diagnosticului și creșterea eficienței în materie de tratament. Ai grijă de tine! Acest program vă este oferit de Sanador.